Din punctul nostru de vedere, FCSB s-ar lupta la titlul în America? No. Nu. Nu? Atât de mare e diferența? Nu, no, sub nicio formă. Păi noi avem, sunt echipe acolo, Dallas-ul, Atlanta, Orlando, sunt multe echipe care sunt peste echipele noastre. Da. Și no, ei joacă în campionatul ăsta mexican, deci mexicanii sunt o grămadă. În America sunt, cred că vreo 40 de milioane de mexicani. Da. Ăștia joacă fotbal și sunt înnebuniți după fotbal. Ei iau campionatul lor, după ce câștigă campionatul în America, joacă în astea... În conferințe sau cum se cheamă. Da, joacă în CONCACAF, se cheamă. Da. Și acolo, cu echipele lor, eu am văzut Atlanta cu Honduras. Hai de mine și de mine, Atlanta... Ce vorbe, la Atlanta nu joacă niciun jucător din România. Deci e incredibil ce îmi spuneți, Neanță. Dar CFR, deci FCSB, CFR n-ar fi la cel mai înalt nivel în America? Nu. Nu. Nu, CFR-ul n-ar putea să joace în prima ligă. Incredibil ce îmi spuneți. Bine, adevărul e că au fost pe acolo și David Beckham și Zlatan Ibrahimovic. Nu mergeau dacă era sălbăticie, nu? David Beckham și-a făcut acum are echipă. Acum, da? Ca să-ți faci o echipă în America, trebuie să ai 250 de milioane de dolari plus stadion de fotbal. Obligatoriu. Obligatoriu. Nu retrogradează nimeni, ies campion că se joacă în două grupe. Ca să fie spectacol. Grupe, da. Deci joacă în două grupe, se întâlnesc între ele și în sfârșit. Deci, interesant. Academii de fotbal, eu am prieteni care sunt români și mai sunt pe la cluburile mari, unde sunt chiar în funcție cum trebuie, unde se scot fotbaliști și n-au să joace, pentru faptul că în MLS se joacă numai 24-26 sunt mai de echipe. Da, nu știu câte sunt. Mă uit la televizor, fotbalul e foarte frumos și spectatorii. Dar în România v-ați mai uitat, ați avut cum? Mă uit, am televiziune și românească, văd și fotbal. Deci sunteți la curent cu tot ce mișcă. Nu, îți spun ce zic, n-am mai văzut, n-au mai fost meciuri. Da. M-am uitat și eu ca toată lumea la nemți când au început și în sfârșit la... Dar ați văzut, de exemplu, aseară FCSB Viitorul? Am văzut, da. Deci 3-0, deci atenție, FCSB are 3 meciuri oficiale câștigate toate cu 3-0. Cu Astra, cu Chirac din Armenia și cu Viitorul aseară. Din punctul dumneavoastră de vedere, sunt scoruri mincinoase sau într-adevăr FCSB într-o formă bună și va fi o contracandidată la câștigarea titlului? FCSB și cu CFR, da. Se vor bate și anul ăsta la campionat. CFR-ul, Dan Petrescu este acolo și... Dan Petrescu a avut performanță pe un s-a dus și pe nu știu și noi ținem minte pe unde a fost, că este un antrenor priceput. Îi ține acolo pe CFR unde sunt. Steau acum prin reconstrucție, aș spune, nu? Da. Jucătorii ăștia tineri. Dacă în caz îi țin în continuare și își văd de ale lor și în sfârșit vor putea să mai și vândă un jucător pe undeva, ar fi bine, pentru că la Steaua, ca să ajungi, e un stimulent mare de a prinde Champions League, dacă în caz... Deci considerați că FCSB e Steaua, că îi spune Steaua. Steaua, dar eu nu știu cine e, în sfârșit. Steaua e una singură, care e aia care a fost în care joacă în divizia. Ceilalți care sunt prin divizia, nu mă pronunț, în sfârșit, treaba lor. Da. Eu știu, Steaua e Steaua. Păi de Steaua la care ați jucat dumneavoastră, să spuneți că e FCSB. E Steaua, în sfârșit, o figa lui Gigi, acum e, nu știu, dar este... Steaua, asta e Steaua. Cu toate că supără suporterii, că nu are ce... Nu e vina lor aici, pentru că e o întreagă harababură juridică. Nu doar la Steaua e problema asta. Știm bine și la Dinamo. Sunt două palmaresuri la două echipe. Rapidul nu mai vorbim. E destul de tragic ce se întâmplă. Craiova la fel. Altceva vreau să vă întreb, Neliță. De ce vă e mai dor când vorbim de atmosfera de pe stadioane? De Ghencea sau de Giulești? Nu pot să fac o diferență, pe cuvânt de onoare. Deci Rapidul a fost pentru mine leagănul. Și lansarea, practic. Și lansarea. Am avut satisfacții frumoase și, în sfârșit, când ești mai tânăr... Mamă, și ați prins o echipă foarte bună, dacă nu mă înșel, vreo două locuri, doi, un loc, trei, adică erați mereu acolo. Era mereu acolo și nu luam campionatul, în sfârșit. Ați luat o cupă. Erau alții mai buni decât noi. La Steaua am avut performanțele cele mai mari. Consacrarea, practic. Da. Și au fost 8 ani senzațional de frumoși.